vă mulțumesc pentru punctualitate. Este ora 14, deci cred că putem începe. Mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc și domnului președinte Liviu Marian Pop pentru modul exemplar în care a condus ședința anterioară de audiere a ministrului Tineretului și Sportului. A fost un adevărat exemplu. Am învățat și lucrurile bune și lucrurile rele din cele cărora domnia sa a reușit să le facă față. Ca să fie ceva mai bine, aș vrea să vă propun încă de la bun început, să știm regula și îmi place să cred că sunteți de acord cu ea, două întrebări maximum de persoană. Nu mi-a plăcut să avem 15 întrebări care trec în revistă activitatea Ministerului Tineretului și Sportului de la înființarea lui și până în prezent. Chiar nu văd rostul și practic obligă candidatul să dea niște răspunsuri care... Da. Nu opresc aici. Deci suntem de acord. Două întrebări maximum de fiecare coleg senator sau deputat și dorește să adreseze întrebări. Ia autosirea dumneavoastră drept un răspuns. Urez bun venit doamnei ministru Monica Anisie, căreia îi dau cuvântul pentru... Acvorumul de ședință, corect, a trebuit anunțat întâi, colegii secretarul tehnic. Sunt în vorm, așa presupuneam și eu. Mulțumesc. Doamna ministru Anisie, aveți cuvânt. Bună ziua! Stimate domnule președinte Câmpeanu, stimate domnule președinte Liviu Pop, stimate doamne parlamentar, stimați domni parlamentari, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin din nou în fața dumneavoastră, la 3 luni de la preluarea mandatului. Și aș dori, dacă îmi permiteți, mai întâi de toate, să trec în revistă, să fac un raport, sinteză, a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul mandatului meu de 3 luni. Aș începe, înainte de toate, prin a vă spune că imediat ce am ajuns la conducerea Ministerului Educației și Cercetării, am realizat ceea ce v-am promis atunci când am fost audiată în comisie, și anume, am aprobat prin ordin de ministru manualele restante din guvernarea anterioară pentru a asigura livrarea acestora într-un timp cât mai scurt către elevii de clasa a 7-a. Totodată, trebuie să precizez că imediat am demarat procedura de realizare a manualelor pentru elevii care vor fi în clasa a 8-a, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel încât să nu mai existe sincope la 1 septembrie, atunci când trebuie să ne întoarcem cu toții la școală. Această măsură a fost luată, spuneam, imediat ce am ajuns la conducerea Ministerului Educației și Cercetării pentru elevi. Dar imediat mi-am concentrat atenția și asupra unor măsuri pentru colegii mei profesori. Și așa cum am promis în fața dumneavoastră, atunci când am venit la audierile în comisie, am declanșat debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. În felul acesta am considerat că este necesară eficientizarea activității cadrelor didactice pentru ca în felul acesta să avem un act
educațional de calitate. Cu toții știm că, de multe ori, profesorii se plâng de faptul că sunt împovărați de hârtii, că, de fapt, nu acesta este rolul lor în cadrul școlii, de a construi hârtii, ci de a realiza un act educațional de calitate. De aceea, ne-am propus să degrevez profesorii de sarcinile administrative și în felul acesta să le permit utilizarea eficientă a timpului exclusiv pentru pregătirea elevilor. De aceea, am constituit în cadrul Ministerului un grup de lucru alcătuit nu numai din persoane din funcționari din cadrul Ministerului Educației, ci și din cadre didactice, din diverse din diverse domenii, tocmai pentru a realiza pe termen scurt, mediu și lung o debirocratizare adevărată în sistemul de educație. Pe termen scurt, deja grupul de lucru a propus recomandări începând cu semestrul al doilea. Și pot să vă enumăr câteva dintre ele, cum ar fi portofoliul profesorului să fie simplificat și digitalizat, procesele verbale să fie eliminate dacă nu sunt necesare, rapoartele și statisticile să se facă digitalizat și unele chiar să fie eliminate, să fie simplificat portofoliul dirigintelui. În ceea ce privește măsurile pe termen lung, sunt în curs de modificare acte normative care vizează documente propuse fie spre eliminare, fie spre simplificare. Aș putea da un exemplu, cum ar fi condica de prezență, comisiile metodice să fie eliminate, raportări privind situația socială a elevilor și raportări aferente programelor de sprijin. Totodată, sunteți în sală foarte mulți profesori, știți că problema pe care o ridică întotdeauna cadrele didactice, conducerile unităților de învățământ și chiar inspectoratele școlare, spuneam, problema pe care o ridică este aceea a procesului de evaluare a RACIP. Acele biblio-rafturi pe care trebuie să le construiască unitatea de învățământ pentru procesul de evaluare a calității. De aceea, împreună cu agenția, am realizat un plan pe care o să-l prezint în curând de simplificare a procesului de evaluare a calității. Așa cum era prevăzut în programul de guvernare, un alt obiectiv realizat în această perioadă scurtă a fost eliminarea discriminării elevilor privind accesul în învățământul liceal. Așa cum am spus încă de la audieri, am dat un ordin de ministru de modificare a ordinului privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat. S-au eliminat elementele de discriminare a elevilor care nu au obținut media de admitere minimum 5 și cărora li se limita astfel accesul în învățământul liceal. Îmi doresc în acest fel ca învățământul profesional și tehnic și învățământul profesional dual să se dezvolte natural și să nu devină astfel un batalion disciplinar pentru acești copii care nu obțin nota 5, media 5, de fapt, la admitere. O altă măsură pe care am luat-o și care a fost foarte bine primită în spațiul public a fost aceea a repartizării transparente
a elevilor în clasa pregătitoare. În fiecare an, cu toții știm și se află aici printre noi persoane care au îndeplinit funcții de conducere în cadrul Ministerului Educației, au fost miniștri sau inspector școlar general, știm cu toții, spuneam, că există la fiecare moment al repartiției elevilor de clasă pregătitoare presiuni la care sunt supuși atât directorii unităților de învățământ, cât și cadrele didactice. De aceea, în metodologia de înscriere în clasa pregătitoare, a fost inclusă o prevedere referitoare la constituirea claselor în baza unei proceduri elaborate la nivelul inspectoratelor școlare, și avem exemple de bună practică la Inspectoratul Județean Timiș. Spuneam, procedură elaborată la nivelul inspectoratului școlar care să respecte și care să asigure, de fapt, transparență, echitate, non-discriminare și, mai ales, incluziune. În felul acesta se urmărește evitarea anumitor situații, să le numim atipice, cum ar fi suprapopularea anumitor clase în detrimentul altora, în cazul aceleiași unități de învățământ, care, de fapt, situații conduc la segregare. În felul acesta, cred că este posibil să descurajăm și acele vize de flotant, cu toții cunoaștem acest aspect, pentru ca părintele să nu mai meargă numai către o anumită unitate de învățământ, ci în felul acesta să aleagă și școala de circumscripție. În ceea ce privește, dacă tot am vorbit despre echitate, spuneam, am implementat și planul de desegregare școlară care trenează din 2016. Când eram secretar de stat în anul 2016, am realizat acest plan de desegregare care n-a fost pus în practică până în 2019, riscând ca România pentru România să fie declarat infringement ca urmare a încălcării directivei pentru egalitate rasială. În decembrie 2019 am aprobat metodologia de monitorizare a segregării școlare, așa cum era prevăzut și în programul de guvernare, și aceasta fiind implementată deja din semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020 în unitățile de învățământ preuniversitar. Trebuie să precizez că în această perioadă am constituit numeroase grupuri de lucru la nivelul Ministerului Educației și am deschis mai multe fronturi în ceea ce privește realizarea unui act educațional de calitate în unitățile de învățământ. De aceea, m-a preocupat și realizarea grupului de lucru pentru elaborarea normelor metodologice referitoare la prevenirea și combaterea violenței psihologice în școală. Cunoaștem cu toții efectul de bullying, se vorbește foarte mult în spațiul public și plecând de la ultimele statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății, care plasează România pe locul 3 la nivel european în ceea ce privește bullying-ul, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat în colaborare cu specialiștii în domeniu și cu organizațiile non-guvernamentale cu experiență în domeniul acesta,
spuneam, a elaborat normele metodologice, ele se află și în consultare publică pe site-ul Ministerului Educației. Aplicând astfel legea promulgată recent de președintele României, legea privind violența psihologică, bullying. Nu în ultimul rând, mi-am asumat ceea ce de mult prevedea legea educației naționale și anume demararea procesului de evaluare a școlilor doctorale. Și în momentul în care am preluat mandatul la Ministerul Educației, am fost atenționată de colegii mei din cadrul Ministerului că la data de 1 ianuarie 2020 există pericolul ca toate școlile doctorale să își închidă porțile, având în vedere că nu mai vor fi acreditate. De aceea am solicitat la ARACIS realizarea de urgență a unei metodologii cu indicatori specifici și termene clare. Pentru creșterea obiectivității acestei evaluări am introdus posibilitatea cooptării de experți internaționali, iar în procesul de evaluare pot fi și studenți doctoranți. În momentul de față, metodologia a fost transmisă spre publicare la Monitorul Oficial, iar în termen de 45 de zile de la publicare, ARACIS are obligația de a elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat. Sper ca de această dată să se aplice legea, pentru că din 2011 este prevăzută această evaluare și nu s-a întâmplat niciodată. În programul de guvernare pe care vi-l propun, pentru că am spus că fac un raport sinteză, dar în programul de guvernare pe care vi-l propun, sunt cuprinse măsurile pe care deja am început să le implementez din programul de guvernare anterior și care se află acum în anumite stadii. Pornesc de la premisa că următorul mandat este tot unul scurt. În consecință, măsurile, audierea să fie mai scurtă față de data trecută, dacă tot... În consecință, măsurile pe care le-am propus prin acest program de guvernare sunt, consider eu, unele realiste și care se pot realiza în foarte scurt timp. Printre acestea, enumăr elaborarea strategiei naționale pentru educație timpurie, care să asigure reprezentarea responsabilităților tuturor părților implicate în educația preșcolară și antepreșcolară, autorizarea și funcționarea creșelor și altor servicii asimilate și în felul acesta formarea de educatori puericultori, asigurarea normelor de igienă în cadrul unităților de învățământ, inclusiv prin realizarea grupurilor sanitare în incinta unităților de învățământ, profesionalizarea carierei didactice prin finanțarea programului pilot de masterat didactic. Ne aflăm deja în curs de elaborare a metodologiei, am constituit în cadrul Ministerului Educației grupul de lucru pentru elaborarea metodologiei. Mi-am propus ca începând cu anul universitar 2020-2021 să realizăm acest program pilot, care este prevăzut în Legea Educației Naționale din 2011, dar nu a fost implementat niciodată. De asemenea,
Așa cum precizam și la evaluarea școlilor doctorale, mi-am propus reintroducerea experților internaționali ca măsură obligatorie în evaluarea granturilor, astfel încât pentru orice proiect evaluat, aceștia să reprezinte majoritatea evaluatorilor desemnați, iar toți evaluatorii desemnați să îndeplinească standardele minimale de vizibilitate internațională. Eu cam atât am avut să vă spun dumneavoastră despre ceea ce am făcut în aceste 3 luni de zile și ceea ce mi-am propus pentru mandatul următor. Aștept întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentare. Domnul senator Costoiu, înțeleg că s-a înscris primul la cuvânt. O dată sunt și eu primul. Mulțumim frumos, domnule președinte. Mulțumim, doamna ministru, pentru informații. Am reținut de la dumneavoastră faptul că și am văzut că ați început cu evaluarea școlilor doctorale, ceea ce este un lucru foarte bun. Însă aici, în comisie, acum ceva timp, am discutat despre o solicitare venită de la mai multe, de la mai multe universități, aceea de a descentraliza cât mai mult, de a deschide, scuzați-mă, nu descentraliza cât mai mult acest subiect, și a fost o solicitare cu privire la posibilitatea de a se publica toate tezele de doctorat. Și cred că este bine pentru acele școli doctorale care au probleme să știe cum stau, să poată să fie totul foarte transparent, în măsura în care, evident, legislația permite acest lucru, cum permite legislația, și am vrea să știm dacă ați făcut un demers în această direcție, în sensul pe care l-am discutat la comisie în urmă cu ceva timp. Tot legat de doctorate, evaluarea școlilor este, am întreținut că ați trimis la monitor oficial, așteptăm publicarea și, evident, demararea și măsura în care se poate identificarea resurselor financiare pentru a susține universitățile în evaluarea școlilor doctorale. Al doilea subiect important se leagă de, pe care aș vrea să-l abordez, se leagă de o preocupare mai amplă pe care am avut-o și am discutat-o și cu guvernul vis-a-vis de bugetul anului 2020 și aș vrea să știm care este poziția Ministerului Educației. Am văzut că au fost făcute deschiderile, sunt aprobate, dar vreau să știm în acest moment dacă pentru termen scurt, așa cum a spus de mandat, există o problemă și dacă domnul președinte permite, s-au spus 2 întrebări, având în vedere audierea de mai devreme a colegului dumneavoastră de cabinet, domnului Stroie. Domnia sa, noi am solicitat în numele universităților, nu doar eu, mai mulți dintre colegi, repetat și transferul unor baze de agrement, tabere studențești pe care le știm foarte bine în patrimoniul universităților. Domnia sa a pus la îndoială faptul că Ministerul Educației n-ar fi dornic să ajute universitățile și aș fi vrut să știm aici oficial poziția Ministerului Educației. N-am auzit niciun ministru al educației să spună nu, n-a ajutat patrimoniul, n-a ajutat universității, n-aș dezvolta patrimoniul și aș fi vrut să aud poziția dumneavoastră. Cu scuze de rigoare, așteptăm o clarificare și de la domnul secretar de stat la momentul Ciuclaru, la momentul potrivit, cu privire la proiectul la Măgurele și o situație asta în perioada următoare, așa cum a solicitat la momentul oportun în scris. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul senator. Are cuvântul doamna deputată Savoldă. Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, eu doresc să vă felicit pentru cele câteva chestiuni pe care la ultima audiere le-ați propus și le-ați realizat. Sper ca unele dintre ele, într-adevăr, să nu rămână ca și proiect, doar această chestiune a hârțogărilor din sistem este una dintre priorități și a trebuit să fie una dintre priorități, ca profesorul de la clasă să se ocupe efectiv de elevi și nu de hârtiile pe care le solicită din diverse motive, ori inspectoratul, ori ministerul, ori o metodologie, ori altă metodologie.
Și acest lucru este un lucru, după părerea mea, ok. Săptămâna trecută a trecut o inițiativă legislativă comună semnată de aproape toate forțele politice din Parlament, care propune o generalizare în mai multe etape, pe care mi-aș bucura dacă a susțin. Am văzut ordonanța care mărește de la 50 la 150 masa caldă, dar problema este că aveți și dumneavoastră acea analiză pentru cele 50 de școli, care arată că pilotarea realizată ne demonstrează că doar o bună parte din aceste școli reușesc să implementeze efectiv proiectul. Sunt circa 30% din școli care nu au reușit nici după 3 ani, deși sunt cuprinse în program, să implementeze proiectul masă caldă la școală. Și atunci, noi am propus prin această inițiativă legislativă adoptată, sper să fie și promulgată, un sistem prin care, în cazul în care demonstrezi că ai capacitatea de implementare a proiectului, din anul școlar următor, automat ești preluat în program, guvernul având posibilitatea să te cuprindă la buget, în bugetul de stat pe anul următor sau în bugetul rectificat din lunile iulie-august care se realizează în fiecare an. Deci o dezvoltare progresivă pe baza capabilităților locale, în care școlile, cel puțin într-un termen, într-o decadă, până în 2030 am dat noi acest termen în lege, să se generalizeze programul masă caldă la școală. Acest lucru eu cred că este foarte important. Un alt lucru pe care l-am rezolvat, adică am încercat să dăm o soluție, este pe învățământul timpuriu. Cea mai mare problemă este nu doar de capacități, ci și de faptul că există un hiatus legislativ, sau a existat și un hiatus legislativ până acum, sper să-l rezolvăm, pentru acea grupă de vârstă între 2 și 3 ani, care ar fi trebuit să fie finanțate de către administrațiile publice locale, dacă s-ar fi înscris la grădiniță copiii respectivi, așa spune metodologia, dar practic, în momentul de față, deși am introdus în lege, a fost prorogat termenul de implementare al finanțării normative pentru învățământul antepreșcolar, iar pentru aceste persoane care doresc să meargă la muncă și au stat 2 ani acasă cu copiii, la creșă nu mai găsesc locuri pentru că nu mai găsesc, sunt supra-solicitate, iar la grădiniță nu prea vor să-i primească din cauza finanțării și din alte probleme. Și eu vă rog să ajutați ca acest lucru să se implementeze cât mai curând. Și două lucruri foarte importante, doamna ministru, pe care dar tot așa Francu mă cunoaște și mă cunoaște și mai mulți poate din minister, poate nu place întotdeauna. Dar ministerul conduce acel partid care are majoritate în Parlament. Ministrul este gestionarul problemelor educaționale în structurile ministeriale. Deciziile politice care se transpun în lege trebuie să fie aplicate indiferent cine este împotrivă sau cărui funcționar îi place sau nu îi place o lege. Dacă vrea să devină politician, vine aici și schimbă legea sau încearcă să schimbe prim-ministru. Avem prevederi din legea 1, prevederi inițiale din legea 1 care nu au fost puse în aplicare nici până azi. De peste 9 ani de zile. Din diverse motive și nu aș vrea să intrăm în altă zonă. Deci pentru noi, cel puțin cei care avem pretenția de a fi cât de cât rigurioși pe anumite aspecte și mai ales că ne privesc și în mod special învățământul în limbile minorităților, avem proiecte care nu au fost puse în aplicare din 2011 și au rămas neschimbate. Ne vorbind de alte aspecte, alte inițiative care sunt publicate în monitor oficial și nici până acum nu s-au dat normele de aplicare. Deși eu cred că este o responsabilitate a factorului politic din minister să pună pe cei care lucrează în minister să aplice legea. Nu vrem să intrăm în alte zone de dialog și aceasta este o responsabilitate politică. De aceea există o majoritate sau a existat o majoritate pentru a susține. Și închei prin a spune că mă bucur că acea parte a învățământului care la un moment dat a fost mutat
spre zona secretariatului general al guvernului cu privire la învățământul dual, ați decis să vă întoarceți la minister sub tutela dumneavoastră. Sper ca să încheiați procesul cât mai curând și în acest fel să avem tot ce zona aceasta educațională, politici educaționale în zona Ministerului Educației. Sperăm ca să avem această colaborare și în continuare și aceste lucruri de care v-am spus să puteți să țineți cont de ele în continuare și să, cu toate aceste vâltori politice care sunt, cel puțin să nu fie afectată zona educațională și, cel mai important, organizarea bacalaureatului și a evaluărilor naționale, pentru că acei copii nu au nicio vină că există o situație politică mai delicată din stânga în dreapta, din dreapta în stânga. Ei trebuie să-și susțină examenele organizate în mod corect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamna deputat. Are cuvântul doamna deputat Cherecliș Florica. Mulțumesc. Pentru ca învățământul profesional și dual să se dezvolte în mod natural, așa cum spuneați, doamna ministru, este nevoie de o promovare intensă a învățământului profesional pentru a-i schimba imaginea prăfuită și pentru a influența mentalitatea părinților în mod special, să înțeleagă că este de mare folos pentru copii să învețe o meserie. Eu de 7 ani la fiecare audiere de miniștri întreb ce acțiuni concrete se fac pentru promovare, având în vedere că de anul trecut avem o lege inițiată de Partidul Național Liberal prin care se instituie ziua de 11 martie ca ziua națională a meseriilor. Am văzut că săptămâna trecută ați participat la lansarea campaniei Meseria face diferența. Este o lună în care se vor face, așa spune legea, acțiuni diverse de promovare a învățământului profesional. V-aș ruga să spuneți ce anume se va face concret, bănuiesc că aveți informații de la inspectoratele școlare județene, nu știu exact cum ați gestionat această problemă, și ce rezultate estimați să obțineți în urma acestei campanii și, în general, cam care este primul pas pe care dumneavoastră îl faceți pentru a debloca această problemă și a încuraja mai mulți elevi să se îndrepte spre școlile de meserii. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna deputat. Are cuvântul doamna deputat Gabriela. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, întâlnirea noastră de astăzi e mai degrabă un pretext de a dialoga despre educație și despre strategii și perspective, ținând cont de contextul politic, un pretext la care nu putem să renunțăm, pentru că suntem dincolo de oameni politici, suntem mulți de aici oameni ai școlii, oameni ai educației, cu experiență ca profesor, ca director de școli sau inspector general. Deci cunoaștem exact sistemul, cunoaștem ce ați putut face în 3 luni, care sunt limitările, care sunt inerțiile sistemului și ce ar trebui să se întâmple pe mai departe. Dacă aș intra în rol politic doar, sigur că v-aș întreba mai degrabă retoric cât de confortabil vă simțiți când ministrul de finanțe spune că sănătatea și educația nu sunt priorități, ci mai degrabă teme populiste de campanie. Cu siguranță nu cred că este confortabil pentru niciun profesor și oricât de agresiv, să spunem, ar fi liberalismul pe care îl susțineți, cred că dincolo de capital, dincolo de dezvoltare și de antreprenoriat, se află oamenii. Și esența umană înseamnă și sănătate, înseamnă și acces la educație. Dar aici o să încep ca profesor și mă gândesc că, dincolo de multitudinea lucrurilor care se află spre rezolvare pe liste de așteptare Ministerul Educației, 2 chestiuni sunt vitale. Una ține de conținuturi, de arhitectura curriculară și întrebarea mea este când vom vedea planurile de liceu într-o formulă cât mai aproape de final, într-o transparentizare și dezbatere publică, ținând cont de faptul că au mai fost, după cum știți anterior, câteva ipoteze, câteva formule care s-au lansat, dar care ar trebui regândite și readaptate. A doua chestiune care se leagă tot de zona curriculară, știți foarte bine că există o lege care a modificat deja numărul de ore pentru elevii de primar, gimnaziu și liceu și așteptăm o soluție.
există o tendință de pilotare și nu este doar a echipei dumneavoastră, putem să o constatăm și înainte, și cred că ne-am săturat de pilotări care înseamnă așteptări la nesfârșit și care nu sunt utile decât în momentul în care se experimentează ceva. Când vorbim de număr de ore care evident vor fi în favoarea elevilor, e doar o problemă de abordare, de politică educațională și de decizie. După cum și pilotarea prevăzută pe masteratul didactic, nu știu în ce măsură e posibilă, la ce va conduce, când mai degrabă ar trebui să fie aici la fel o solidaritate a opiniei generale, deci ne-am așteptat să intre și această chestiune a masteratului didactic cât mai repede, pentru că ține și de programul dumneavoastră. Și pentru că vorbesc de masterat didactic, trec la a doua temă, să spunem, pentru că am vorbit de arhitectură curriculară, de această osatură a conținuturilor, a doua ține de profesor și de semnificația și rolul vital al acestuia. Ne dorim să avem profesori de calitate și ne dorim mai ales să aducem tânăra generație spre opțiunea înspre o carieră didactică. Pentru asta trebuie o salarizare adecvată, trebuie și o pregătire bună și întrebarea mea este concretă, la care doresc un răspuns clar: ce se va întâmpla pe 1 septembrie 2020 legat de salarizarea profesorilor care trebuie să ajungă la grila din 2022. Ne interesează și cred că interesează și pe colegii noștri dacă prin măsuri de acest tip putem estima respectul prețuirea de care au nevoie cadrele didactice. După cum cred că aici mai degrabă o temă de reflexie, pentru că nu aveați când să faceți acest lucru, alături de programul CRED pe care îl ați găsit în minister și care e foarte important pentru formarea cadrelor didactice, cred că trebuie să deschideți și alte trasee de formare continuă, să revitalizăm rolul universităților în acest sens, pentru că acolo e cunoaștere științifică temeinică și mulți dintre tine, mai ales absolvenți de Bologna, trebuie să se întoarcă spre zona aceasta, după cum și alți furnizori de formare, deci o multitudine de oferte, dar și o multitudine de proiecte și de finanțări care să conducă profesorii spre revenirea la aceste formări cât mai interesante. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna deputat! Da. Întrebările, n-aș fi vrut să adresez întrebări, dar am fost incitat așa, văzând într-adevăr, avem aspecte ce țin de la educația timpurie până la evaluarea școlii doctorale, de la minimum la maximum. Aș adresa și o întrebare vis-a-vis de educația timpurie. Sigur că apreciez în mod deosebit faptul că v-ați asumat elaborarea unei strategii pentru că educație timpurie, dar întrebarea concretă ar fi: când credeți, când apreciați că Ministerul Educației și Cercetării va putea să preia creșele? Asta ar fi o întrebare. Cea de-a doua întrebare, la Polobus, este vorba de nivelul 8 de calificare, doctorat. Sigur că da, Consiliul Național al Directorilor din România a solicitat promovarea evaluării școlilor doctorale cu componentă evaluator străin. S-a realizat această metodologie, știu bine, cum am vizat în calitate de președinte al Consiliului Național al Directorilor. Întrebarea ar fi: când apreciați că se va publica monitorul oficial, pentru că sigur că, dar așa cum a spus, conform acestei metodologii, ARACIS are la dispoziție 45 de zile pentru elaborarea ghidului din momentul publicării monitorul oficial, după care, în alte 45 de zile, universitățile vor trebui să-și updateze și să-și depună dosarele de autoevaluare în limba română și limba engleză, pentru că noi așa avem evaluatori străini. Partea a doua a celei de-a doua întrebări, eu am propus maxim 2 întrebări, deci ne structurez în acest fel. O altă solicitare a Consiliului Național al Rectorilor din România a fost aceea de transparentizare, de publicare a tuturor tezelor de doctorat susținute începând cu anul 2016. Ați agreat acest lucru și întrebarea ar fi: când se va materializa această inițiativă, care sigur că da, este un pas important. Deci, publicarea tuturor tezelor de doctorat, cu excepția celor care sunt, care prezintă o motivație serioasă pentru care nu s-ar putea publica, sunt convins că vor fi cazuri extrem de puține. Deci, când vor fi publicate efectiv aceste teze de doctorat pe site-ul Ministerului? Domnul deputat Anton Anton, auzi cuvântul? Vă mulțumesc foarte mult. N-am să încep cu partea întâi și partea a doua. Am o... Nici
măcar nu e întrebare. E o observație politicoasă. Ați spus că vreți ca evaluatorii internaționali să formeze majoritatea. Cred că este o ușoară exagerare. Hai să fim realiști. Să existe evaluatori internaționali și foarte bine să existe, să existe evaluatori calificați și foarte bine să existe, dar dacă impunem chestii de astea cu majoritatea, cu nu știu ce, nu o să mai evaluăm niciodată nimic. Apropo de chestia asta, oare când se publică rezultatele evaluării ultimei competiții? Că eu parcă mi-aduc aminte că nu au fost publicate. Și a doua întrebare, care este o nedumerire. Astăzi am auzit la ședința de coordinare de comisie că Ministerul Educației, prin reprezentanții lui de la cercetare, a dat un aviz negativ unui act, nici măcar nu vreau să comentez ce act, spunând că nu dorește să primească 0,8% din PIB fonduri pentru cercetare. Știți ceva de acest aviz? Că domnul secretar de stat aici de față, care a fost prezent la comisie, poate să vă confirme. Eu sper că este o greșeală, o eroare de comunicare. Nu cred că cercetarea românească refuză să primească 0,1% de PIB. Și a doua întrebare, simplă, e foarte frumos ce ne-ați povestit și așa cum i-am spus și ministrului pe care l-am audiat mai devreme, eu cred că asistăm la o poveste frumoasă în care cineva ne citește învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul lui Teodosie. Adică eu întreb, cine-i fiul Teodosie? Că cui vă adresați cu sfaturile și cu proiectele pe care le aveți și pe care vreți să le implementați? Pentru că este evident că dumneavoastră nu vreți să fiți ministru. Sau cel puțin guvernul, partidul dumneavoastră a hotărât chestia asta. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim, domnule profesor, domnule deputat Sorin Moldova. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că colega mea, doamna Gavrilă, s-a săturat de pilotarea programului după 3 ani de zile în care PSD a fost la guvernare în acești 3 ani și s-a tot pilotat pe 50 de școli. Acum avem pe 150 de școli și avem beneficiari 63.000 de elevi. Întrebare. Sunt punctual și foarte scurt. Ați declarat că ordonanța de urgență privind transportul elevilor este un prim pas în deblocarea navetei acestora. Care sunt acțiunile concrete pe care le aveți în vedere pentru a finaliza acest proces? Și a doua întrebare, având în vedere decizia instanței de plasare în arest la domiciliul a profesorului Mircea Beurean, în ce măsură acesta își mai poate exercita prerogativele funcției de președinte al Comisiei de Medicină din CNACTU? Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Are cuvântul domnul senator Vlad Alexandrescu. Doamna ministru, mulțumesc că ați venit în această calitate nouă și veche și vă urez succes în continuare. Ați declarat și ne-am bucurat că veți publica cele 7.000 de teze de doctorat. De fapt, veți face accesibilă platforma, care ele sunt deja publicate conform acele hotărâri de guvern din martie 2016. Acum însă totuși a plecat de la Ministerul adresă către titularii titlurilor de doctor, în care ei erau invitați să formuleze eventuale obiecții la publicare. Așa cum știți, legea Educației Naționale spune că teza de doctorat este un document public. Mai mult decât atât, în foarte multe cazuri a fost doctoratul, teza a fost finanțată, lucrarea la teza a fost finanțată prin fonduri publice. Sigur, dacă sunt impedimente în ceea ce privește GDPR-ul, eu cred că nu sunt. Îl putem adresa în calitate de membri ai Parlamentului sau putem ruga pe colegii noștri care ne reprezintă Parlamentul European să formuleze întâmpinări în ceea ce privește legislația GDPR, astfel încât aceste lucruri să nu mai poată fi invocate.
Și noi așteptăm cu nerăbdare publicarea acestor teze. Cred că este în beneficiul cercetării, nu numai românești, dar cercetării în general, să intre în circuit atunci când nu au fost publicate în revistele specializate sau în edituri de prestigiu aceste rezultate. Pentru că, până la urmă, titlul de doctor îl privește pe cel care a devenit doctor, dar rezultatele cercetării lui privesc întreaga comunitate academică. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, domnul senator. Doamna deputat Șotcan Tudor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, nici eu nu intenționez să vă pun vreo întrebare legată de viitor, pentru că se pare că colegii noastre din PNL au decis că nu trebuie să aveți un viitor în Ministerul Educației, cel puțin pe termen scurt. În schimb, sunt conștientă de faptul că am în fața mea un ministru demis. Și atunci am să vă pun o întrebare legată de un act administrativ emis de dumneavoastră acum 2 săptămâni și pe care aveți dreptul să le emiteți și în continuare. Este vorba de detașarea în interesul învățământului pe funcții de conducere a inspectorilor școlari generali și inspectorilor școlari generali adjuncți. De ce aduc această temă în discuție? Pentru că acum 2 săptămâni, la Bacău, ați numit un inspector școlar general adjunct, care este condamnat la 1 an și 6 luni cu închisoare. Sentința a fost dată cu suspendare. Profesorul este în perioada de probațiune. Motivul pentru care el a primit această condamnare este legat după declarațiile dumnealui în fața procurorilor de consumul de alcool în sala de sport a școlii unde lucrează. Întrebarea mea este următoarea. Care a fost procedura care a stat la baza acestei numiri? Cine vi l-a recomandat? Ați stat de vorbă cu el? Ați avut la cunoștință acest aspect din viața lui? Sau doar și nu cred că este o întâmplare, doar carnetul de partid a fost criteriul care a contat. În condițiile în care nu sunteți de acord și dezavoați acest act administrativ al dumneavoastră, cum intenționați să procedați pe viitor? Am adus în discuție acest aspect și pentru că pentru noastră, pentru liberali, așa cum a adus în atenție colegul meu moldovan, dacă cineva este doar acuzat, dacă este suspect, e cazul, nu, domnule deputat moldovan, să se retragă din funcțiile pe care le deține. De data asta este vorba de cineva condamnat, definitiv, dacă vreți, vă puteți uita pe portalul Curții de Apel Bacău, și pe care l-ați numit într-o funcție de conducere. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna deputat. Are cuvântul domnul senator Doru Pănescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aveam pregătite mai multe întrebări, dar am să respect regula deja formulată cu cele 2 întrebări. Am găsit și un criteriu după care să elimin, să micșorez acest număr. Sigur că sunt întrebări de substanță, dar care nu știu dacă și-au rost atâta timp cât noi nu știm felul în care guvernul va acționa în viitor. Nu mai comentez, au spus și-au exprimat opinia colegii înaintea mea. Cele 2 întrebări punctuale sunt: ce poziție aveți în privința solicitării universităților de a putea folosi banii rămași în sold la sfârșitul anului 2019, bani proveniți din venituri proprii, care sunt blocați de Ministerul de Finanțe și care ar putea fi folosiți pentru dezvoltarea instituțională? A doua întrebare. În programul dumneavoastră de guvernare era înscrisă ideea inițierii unei evaluări a instituțiilor naționale de cercetare și dezvoltare. Întrebarea mea este: ați demarat această acțiune? Care este stadiul, ce finalitate previzionați? Vă mulțumesc!
Mulțumesc, doamnă senator, are cuvântul doamnă deputat Mara Mareș. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru Anisie, acum nu foarte mult timp ați emis un ordin de ministru prin care ați eliminat taxa de echivalare a diplomelor pentru studenții români, dar și studenții din spațiul economic european atunci când se întorc în se întorc sau vin în România. Eu am o inițiativă legislativă în acest sens care a picat cu brio și la Cameră și la Senat, o inițiativă pe care am dezbătut-o îndelung în ambele comisii și colegii sunt convinsă că și-aduc aminte foarte bine. Motivele pentru care inițiativa a picat în Parlament nu le cunosc, poate dumneavoastră le cunoașteți mai bine, care sunt sau care au fost opreliștile din interiorul Ministerului peste care dumneavoastră ați reușit să treceți și miniștrii de dinaintea dumneavoastră nu au reușit să o facă. Așadar, dacă aveți aceste detalii, eu m-aș bucura să ne le spuneți, dar mai interesată sunt de care sunt pașii următori pentru simplificarea procesului de echivalare a diplomelor și de ce nu pentru digitalizarea acestuia, pentru că, repet, așa cum am spus-o și aici în comisie de foarte multe ori, este vorba de semnalul pe care îl transmitem studenților noștri din afară atunci când ei aleg să se întoarcă acasă. Pe primul cu brațele deschise, cu proceduri simple sau fără proceduri și nu le punem piedici și nu îi taxăm la propriu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna deputat. Doamna senator Andronescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimată doamnă ministru, am să insist asupra unui subiect care a mai fost deschis aici și care, fără îndoială, se leagă de o lege astăzi în vigoare pe care nu cred că nici nu putem și nici nu trebuie să o amânăm. Dar înainte de a face această precizare legată de lege, aș vrea să spun aici, în spiritul adevărului pentru care întotdeauna m-am bătut, că atunci când ați intrat în minister, ați găsit o metodologie de evaluare a școlilor doctorale care a fost publicată în aprilie, ați hotărât să o modificați. Fără îndoială, este opțiunea dumneavoastră, dar că în acea metodologie era prevăzută și prezența evaluatorilor externi. De asemenea, spun că acest lucru pentru adevăr și pentru așa cum este realitatea. În același timp, aș mai vrea să fac o precizare. Există un document semnat în octombrie 2018 care face referire la măsuri de prevenire a segregării în școlile din România. Pentru că dacă vorbim de desegregare, înseamnă că acceptăm că în școlile românești există segregare acceptată, ceea ce fără îndoială nu este cazul și nici nu este adevărat. Copiii cu dizabilități au fost integrați în școlile normale, mi se pare că este un lucru cât se poate de corect. În același timp, eu nu cred că vreun ministru să fie acceptat sau vreun inspector școlar să fie acceptat clase care să se constituie numai din copiii romi și în felul acesta să spunem că avem o măsură segregaționistă în sistemul de învățământ. Măsuri de prevenire a segregării, absolut de acord. Trebuie să avem permanente pentru eventuale derapaje care pot să apară. În legătură cu legea la care făceam referire, ea fără îndoială se leagă de numărul de ore. Aș vrea să vă reamintesc că pentru gimnaziu a fost aprobat, îmi pare rău că spun anul, dar pentru că dumneavoastră faceți de multe ori referire la acest an, n-aș vrea să spuneți că nu recunosc acest lucru. Curriculumul pentru gimnaziu a fost aprobat în anul 2016 și, din păcate, acest curriculum a crescut nepermis de mult orele în gimnaziu. Este greu de acceptat că un copil este atras de școală atunci când școala îl ține în bancă, în activitatea didactică, 34 de ore pe săptămână. De aceea noi am dezbătut destul de serios în Comisia de Învățământ de la Senat și atunci când am trimis spre plen și plenul a votat, am avut argumente să susținem nevoia de a ne încadra în numărul de ore prevăzut de actuala lege. 20 de ore la primar, în medie 25 la gimnaziu și în medie 30,
30 de ore la liceu. Ca urmare, cred și eu că nu este cazul să gândim pilotări, ci pur și simplu este cazul să revedem curriculumul pentru gimnaziu și eventual și pentru liceu, dar pentru gimnaziu mi se pare că problema este efectiv acută, pentru că copiii refuză să mai meargă la școală și se îndepărtează și nu facem în niciun caz un beneficiu, nu aducem un beneficiu școlii. De aceea cred că această lege trebuie aplicată începând cu anul școlar 2020-2021 fără niciun fel de pilotare, pentru că este la dispoziția Ministerului pârghia necesară de a ne încadra în numărul de ore. Și ca să spunem, să fim și cu ochii deschiși spre profesori, am votat în Senat în urmă cu circa o săptămână o lege prin care în normele profesorilor pot fi, sau normele profesorilor pot să fie constituite și din ore pentru activitățile extracurriculare sau pentru activitățile remediale atât de necesare începând chiar cu ciclul primar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator, doamna ministru. Are cuvântul doamna deputat Cristina Iurisnischi. Da, mulțumesc, doamna președintă. Stimată doamna ministru, bine ați venit din nou printre noi. Știm jocurile politice cărora trebuie să le facem acum față în direcția aceasta anticipatelor. Vă felicit pentru activitatea pe care ați derulat-o până acum, pentru că au fost rezultate și s-a văzut că ați muncit când ați ajuns acolo în aceste 3 luni de zile, dar mai sunt și multe aspecte care pot fi îmbunătățite, nu-i așa? Întotdeauna este loc de mai bine. Și pe lângă faptul că toată presa, dacă vă mai amintiți, v-a blamat cu acea descindere intempestivă cu presa dumneavoastră pentru a face disciplină la nivelul cadrelor didactice, acolo a fost un mic derapaj pe care vi l-aș aduce aminte. În altă ordine de idei, pe viitor sunt sigură că nu veți mai avea astfel de ieșiri care nu vă fac cinste din acest punct de vedere al didacticii și al metodologiei. Mai departe, vreau să spun că, într-adevăr, ați luat măsuri foarte bune în privința decontării navetei elevilor. M-ar interesa să spuneți clar cum veți clarifica cadrul legislativ, având în vedere că recent la Senat a fost votat o lege care exact lucrurile acestea îl prevede și ați dat și un OG care exact acest obiect de reglementare l-are, decontarea navetei elevilor. Bine, cu acel episod Buclucaș, da, se deconta doar naveta la nivel rutier și după aceea ați completat cu naveta la nivel feroviar. Pe lângă aceasta, știu că aveți preocupări în privința transparenței, a depolitizării și vă felicit pentru acest lucru și a debirocratizării. Acest 3D trebuie să ne urmărească în ceea ce privește bunătățirea calității învățământului preuniversitar și universitar. În acest context, vreau să vă întreb foarte clar cum vedeți metodologia pentru desfășurarea examenelor, concursurilor pentru inspectorii școlari generali, pentru că în metodologie, de exemplu, la cei 10 item care sunt prevăzuți în derularea concursului, un item are 1,5 puncte doar pentru că acel candidat va trimite un e-mail. Este cumva sfidător la adresa elevilor care dau ei înșiși un examen mult mai greu de bacalaureat, de exemplu, și nu li se punctează 1,5 puncte de trimiterea unui e-mail. Iar în altă ordine de idei, v-aș solicita să urgentați o strategie legată de educația pentru sănătate, educația sexuală, pentru că aici suntem în urmă. Ea trebuie să ajungă în școli, doar 7% din copiii României au acces la acest tip de educație, educație pentru sănătate, educație pentru sănătatea reproducerii. Suntem pe locul întâi la mamele minore cu minori. Nu ajunge acest tip de educație în învățământul
rural defavorizat în special, nici măcar în micul urban, și aici este o mare problemă. Eu vă asigur de tot sprijinul meu personal și al multor cadre didactice de aici, cu siguranță, pentru că noi trebuie să gândim dincolo de culoarea politică. Și apropo de problemele politice de carnetul de partid, poate ar trebui să luăm în calcul și decintarea inspectoratelor, ca să nu mai avem probleme pe viitor. Și să dăm puterea școlilor. Noi așa, și să responsabilizăm pe director, pe profesori, și să scăpăm de acest etaj dintre minister și directori. Eu zic că putem să facem împreună lucrul acesta, vă încurajez și să acordați importanța formării continue, ați și susținut unele lucruri pe acest palier și fiind cadru didactic și om de educație, am încredere că veți lua cele mai bune soluții. Mulțumesc! Domnul deputat Zizopo, aveți cuvântul, mulțumesc și eu. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, stimate domnul ministru. În cadrul întâlnirilor din grupul parlamentar al minorităților naționale, personal, de două sau de trei ori, am ridicat problema subfinanțării competițiilor școlare, internaționale, naționale și regionale. Întrebarea mea este ce ați reușit în scurtul timp pe care l-ați avut la dispoziție să faceți din acest punct de vedere și ce vă propuneți să realizați în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul deputat. Are cuvântul domnul senator Goțiu. Bună ziua! Niște întrebări din domeniul educației superioare și cercetării. Am bucurat că a început procedura de acreditare a școlilor doctorale foarte mult timp prorogată, dar mai avem o problemă mare, cea a clasificării universităților, și aș dori să știu ce a făcut sau ce veți face în perioada imediat următoare pentru a începe și a rezolva și această problemă majoră. Apoi mi-aș dori să cunosc punctul dumneavoastră de vedere legat de necesitatea existenței unui program de excelență în domeniul educației superioare, astfel încât în următorii ani să avem 3, 4, poate chiar 5 universități de nivel world class pentru a putea intra în competițiile europene și globale pe acest domeniu. Și legat de cercetare, probabil că știți această direcție a Uniunii Europene și a Comisiei Europene legată de Pactul Verde. Un pact verde care are o componentă foarte importantă pe cercetare și inovare. Și aici aș dori să știu dacă veți participa la aceste discuții, dacă aveți o strategie, astfel încât partea de cercetare și inovare din România să contribuie și să ia parte la acest pact verde, inclusiv să acceseze fonduri din acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doamna deputat Sara Patin. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru interimar, aici sunt. Da. Revin puțin la ceea ce, de fapt, a fost o întrebare din partea colegii de la colegii deputați de la USR. Vreau să vă întreb, atunci în deplasarea dumneavoastră în județul Ialomița, dumneavoastră ați cunoscut sau știați că legea interzice deranjarea activității didactice în timpul orelor de curs? N-a fost o activitate sau o deplasare buclucașă, cum a spus colega mea deputat? Sau poate se consideră acest lucru doar pentru faptul că a fost efectuat de către dumneavoastră, dacă era efectuat de altcineva sau comis de către altcineva, cred că era o acțiune criminală. În altă ordine de idei, știm că elevilor le este interzis în timpul ascultării curente sau în timpul examenelor să se inspire pentru a da niște răspunsuri. Dumneavoastră ați venit cu o armată de oameni pe lângă dumneavoastră. Chiar vă este permis ca să vi se facă fițuici
și dumneavoastră să fiți inspirată din alte părți, eu cred că ar trebui să răspundeți după nivelul capacității dumneavoastră. Sigur că nu mă îndoiesc de o capacitate destul de pozitivă și bună pe care o aveți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna deputat. Mă simt vizat și eu și colegii Liviu Pop și colegul Mihai Costoi și mulți alți colegi care au fost ministri și am venit la rândul nostru să știți însoțiți de echipă de secretar de stat. Are cuvântul domnul ministru. Probabil ați venit cu o armată. Și nu, este, nu mi se pare în regulă. Domnul ministru Bogdan Matei, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Doamna ministru, trei întrebări foarte scurte ca profesor de educație fizică și sport. Care este viziunea Ministerului cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și Gimnaziada, ținând cont de faptul că la ora actuală acestea se desfășoară unit pe cele două medii, urban și rural, și creează un dezavantaj pentru elevii din mediul rural care nu pot accede niciodată la fazele finale organizate de cele două competiții? Cea de-a doua întrebare se referă la cluburile sportive școlare. Care este viziunea dumneavoastră despre investițiile în bazele sportive, pentru că acestea sunt atributul Ministerului, și suma alocată pentru 2020 în vederea pregătirii sportivilor, dar și participării acestora la competițiile naționale și internaționale? Și ultima întrebare, pentru organizarea concursurilor de inspectori școlari, dacă veți avea în comisiile de organizare și un reprezentant din partea elevilor. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna deputat Laura Gârdescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnul ministru, aș vrea să vă pun două întrebări legate de efectele ordonanței 1 pe 2020. În conformitate cu prevederile acestei ordonanțe, știți foarte bine că începând cu data de 9 ianuarie au încetat detașările persoanelor care ocupau posturi nedidactice sau de didactică auxiliar, persoane care proveneau din detașări din mediul privat. În conformitate cu comunicatul de presă publicat pe site-ul Ministerului în data de 10 ianuarie, ați afirmat că 1,53% din posturile la care facem referire au fost afectate. Tot în același comunicat, ați afirmat, citez, inspectorii școlari generali vor monitoriza desfășurarea activității unităților de învățământ și vor lua toate măsurile care se impun în conformitate cu prevederile legale. Și insist, în conformitate cu prevederile legale. Prima întrebare. Aș vrea să-mi spuneți câți copii au fost afectați de intrarea în vigoare a acestei ordonanțe cu 4 zile înainte de începerea semestrului al doilea al anului școlar în curs. A doua întrebare. Concret, aș vrea să-mi spuneți care ar fi măsurile legale pe care le poate lua un inspector școlar general cu 4 zile înainte de începerea semestrului al doilea pentru a suplini lipsa unui, să spunem, fochist în mediul rural. Dar concret, ce măsuri poate lua un inspector școlar general cu 4 zile înainte de începerea școlii? Vă mulțumesc! Da, sunt multe probleme. Doamna senator, spune Liliana. Vă mulțumesc frumos! Doamna ministru, vă rog frumos să-mi spuneți cum plănuiți să rezolvați problema transportului pentru elevi, având în vedere că majoritatea elevilor care fac naveta sunt înscriși la învățământul profesional și tehnic pe care îl aveți în vedere. Și vă întreb, deoarece ați avut 5 grupuri de lucru săptămânale pentru o ordonanță care a fost dată greșit și discriminatoriu, în sensul că există în continuare tarife maximale și abonamentul elevului nu se decontează integral. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Domnul Sorin Moldovan solicita să se ia cuvântul. Mulțumesc, da, doresc să fac o clarificare, pentru că probabil colega mea, doamna Șotcan, nu m-a înțeles ce am întrebat. Eu am întrebat în ce măsură își mai poate exercita domnul Găurean în condițiile în care instanța a dispus o măsură privativă de libertate, prerogativele funcției. Nu era vorba de acuzare sau neacuzare. Doar așa ca să subliniez. Mulțumesc. Mulțumim pentru precizare. Domnul președinte Liviu Marian Pop a solicitat să închidă seria. Da, bine, închidere e bine. Da, mă solicitez că voiam, doamne
vicepremier să-i pun întrebarea, dar ne sunt în stânga sau în dreapta dumneavoastră, vă întreb, luni, săptămâna viitoare, doamna deputată vă votează în calitate de ministru. Și a doua rugăminte, o să vă înaintez o listă cu vreo 60 ceva de întrebări, pe care vă rog să le pregătiți în răspuns până la următoarea audiere, care sunt convins că va avea în perioada imediat următoare loc. Mulțumesc! Apreciez întrebările noastre, domnule președinte. Bun, doamna ministru, aveți cuvânt. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Să le luăm pe rând. Domnule deputat Costoiu, referitor la, senator, scuzați-mă, referitor la evaluarea școlilor doctorale, să știți că și în felul acesta îi răspund și doamnei ministru, doamna senator Andronescu, că într-adevăr în momentul în care am ajuns în Ministerul Educației exista o metodologie de evaluare a școlilor doctorale și fac această precizare tocmai pentru că Aracisul refuza să o pună în practică. Deci vorbim despre adevăr, eu imediat am solicitat punctul de vedere de la Aracis și Aracisul nu voia să o pună în practică. De aceea am luat această decizie, nu să modific o metodologie, ci să realizez conform legii, de fapt să solicit Aracisului să construiască, să realizeze o metodologie care să fie în acord cu prevederile legale. Deci spuneam că am transmis metodologia către monitorul oficial și sper în foarte scurt timp, că am transmis-o de o săptămână, să fie publicată. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la bugetul pentru anul 2020 și dacă aceste creșteri salariale se vor realiza, îi răspund în felul acesta și doamnei deputat Gavrilă, și anume, aceste creșteri se vor realiza. În mod clar spun acest lucru și l-am repetat de foarte multe ori de când s-a pus în spațiul public sub semnul întrebării majorarea salariilor profesorilor. Deja majorarea s-a produs cu data de 1 ianuarie și avem în bugetul Ministerului și există o lege, legea bugetului de stat. Legea bugetului de stat prevede creșterea salarială și pentru data de 1 septembrie. În ceea ce privește transferul către universități și dezvoltarea patrimoniului universităților, o spun în mod clar, o instituție de învățământ preuniversitar sau universitar trebuie să se dezvolte. Prin urmare, transferul acesta către universitate este unul firesc și aș susține un astfel de demers dacă el este realizat. Pentru domnul deputat Odor. Am generalizat, așa cum ați spus mai devreme, am generalizat programul Masa Caldă de la 50 de, de fapt am extins, nu am generalizat, de la 50 de unități la 150 de unități. Susțin generalizarea acestui proiect pilot. Cred că este, așa cum s-a spus mai devreme, cred că este momentul să nu mai pilotăm, ci să generalizăm acest proiect, dar, exact cum s-a spus mai devreme aici, trebuie să identificăm și posibilitatea unităților de învățământ de a desfășura acest program pilot. Susțin acest proiect pentru că în 2016, după cum bine se știe, am fost persoana care a dezvoltat acest proiect și iată că în 2020 își dovedește efectele pozitive. Reducerea abandonului școlar
și chiar eradicarea lui reprezintă un succes. Referitor la educația timpurie, trebuie să vă spun că există deja o lege care prevede preluarea creșelor de către Ministerul Educației și Cercetării în anul 2021. Preciza domnul deputat referitor la unele prevederi din Legea Educației Naționale care nu au fost puse în practică nici până astăzi, că au rămas la stadiu de proiect, îi răspund că ar fi bine să facem împreună un inventar al acestor norme care nu au fost puse în aplicare și în felul acesta să vedem câte dintre ele am putea să le realizăm în cât mai scurt timp. Au fost atâtea prevederi în Legea Educației Naționale care nu au fost puse în practică de-a lungul timpului. Prin urmare, în 3 luni de zile, eu zic că am realizat lucruri care pot fi vizibile și bune pentru sistemul de educație. S-a făcut aici referință la Autoritatea pentru Învățământ Dual, pe care Ministerul Educației și Cercetării a preluat-o și în cadrul Ministerului Educației este o direcție de învățământ profesional dual, tocmai pentru că mi-am dorit ca politicile din cadrul Ministerului Educației să fie realizate în mod clar și să nu fie numai la nivel de reprezentare ceea ce a fost până acum Autoritatea pentru Învățământ Dual. Și dacă am ajuns aici, îi răspund și doamnei deputat Florica Cherecheș, este adevărat, există o lege a Partidului Național Liberal, o lege care prevede ca data de 11 martie să fie declarată, este declarată Ziua Națională a Meseriilor, iar legea respectivă prevede ca pe parcursul a unei luni de zile să se desfășoare activități de promovare a învățământului profesional și tehnic, dar mai ales a învățământului profesional dual. Am început în cadrul Ministerului Educației, în parteneriat cu CNDIPT și cu inspectoratele școlare județene, cu unitățile de învățământ care școlarizează învățământul profesional dual, activități concrete de conștientizare a importanței pe care meseria o are pentru societatea românească. Sloganul "Fii meseriaș" vine să completeze, de fapt, ceea ce noi la Ministerul Educației dezvoltăm astăzi, și anume, meseria face diferența. Este un program pe care îl dezvoltăm în cadrul Ministerului Educației, tocmai pentru a evidenția și de a conștientiza printre părinți și tineri modul în care se face astăzi învățământul profesional și învățământul profesional dual față de ceea ce se știe de-a lungul timpului cum a fost desfășurat. Mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor, agenților economici care s-au implicat în dezvoltarea acestui program pe care Ministerul Educației îl are și mulțumesc pe această cale și consilierilor școlari. Rolul lor este extrem de important de a prezenta părinților modul în care trebuie să își construiască elevii un parcurs educațional corect. S-a făcut referință aici de către doamna deputat Caprilă la conținuturile, la planurile cadru și s-a spus că pilotarea nu este o soluție.
în cadrul Ministerului Educației, din momentul în care a apărut legea de modificare a articolului 66, am constituit grupuri de lucru la care participă specialiști în domeniu, grupuri de lucru care să elaboreze planurile cadru, dar înainte de toate să realizeze un profil al absolventului, ce ne dorim de la un absolvent, planurile cadru, programele și nu în ultimul rând, așa cum cere Federația Părinților, un pachet educațional pentru copii. Un pachet educațional care să conțină manualul, ghidul profesorului și caietul de lucru. Mi se pare corect să aibă la dispoziție atât profesorul, instrumentul, ghidul profesorului, cât și elevul, caietul și manualul. Referitor la masteratul didactic, cu toții ne dorim profesori de calitate. Cu toții ne dorim ca la catedră să vină cei mai buni dintre cei buni, dar nu numai pregătiți din punct de vedere științific, ci și pedagogic. Și știți cât de importantă este această latură a pregătirii pedagogice. De aceea am spus că mai întâi de toate am solicitat universităților care au facultăți de științe ale educației și psihologie să vină în sprijinul Ministerului Educației și să dezvolte masteratul didactic. Chiar ieri am avut o întâlnire cu grupul de lucru care realizează metodologia și cu toții au fost de acord, specialiști în domeniu, au fost de acord că mai întâi de toate ar trebui să vedem care sunt efectele pilotării unui masterat didactic și mai apoi să dezvoltăm acest proiect într-un proiect generalizat. Deci am încredere în ceea ce spun specialiștii și sunt convinsă că în curând vom avea cadre didactice, dar avem și astăzi cadre didactice pregătite însă prin acest tip de masterat didactic. Da, îmi doresc și trasee de formare continuă, așa cum spuneați dumneavoastră, mulți tineri să aibă acces la o varietate de programe de formare continuă, dar și de formare inițială. Și de aceea, Ministerul Educației astăzi a fost la o întrunire la Ministerul Fondurilor Europene tocmai pentru a depune un proiect prin care se realizează profesionalizarea carierei didactice. Domnule președinte Câmpeanu, când anume am putea prelua creșele, m-ați întrebat, am răspuns și mai devreme, este vorba de anul 2021. După cum bine știți, Ministerul Educației, în conformitate cu legea... În conformitate cu legea, a elaborat curriculum pentru educație timpurie. Când se publică în Monitorul Oficial, știți foarte bine că asta nu depinde de Ministerul Educației, când se publică metodologia pentru evaluarea școlilor doctorale, dar o să-mi rog colegii, dacă tot ați spus că deci am venit cu atât... Iertați-mă, dacă Ministerul Educației este cel că trei a trimis-o la Monitorul Am trimis-o de aproape o săptămână. D'acord, mulțumesc. Transparentizarea tezelor de doctorat. Când se va materializa? Data trecută, când am fost la audieri în comisie, domnul deputat Urcescu mi-a ridicat această problemă și mulțumesc că a făcut acest lucru, pentru că m-a atenționat și m-am aplecat asupra subiectului. Și
o să răspund în felul acesta și unei alte întrebări. Am transmis către, da, e adevărat, din 2016 există platforma, pentru că eram și atunci în Ministerul Educației când s-a realizat. Dar nu s-a pus în practică niciodată. Ca atare, am transmis și am aici adresa pe care am transmis-o către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Am întrebat acolo care este modalitatea prin care aș putea să fac publică, să fac publice aceste teze și aș vrea să vă citesc, dacă îmi dați voie, concluzia. Prin urmare, raportat la prevederile legale sus menționate și având în vedere precizările din adresa dumneavoastră privind dezvăluirea datelor personale în contextul publicării tezelor de doctorat, în măsura în care aceasta reprezintă o obligație legală a autorității publice competente, se poate realiza în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera C din RGPD, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale și noi avem această obligație prevăzută în legea 1 a operatorului cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minimum a datelor. În acest context, că s-a făcut referință la adresa pe care am transmis-o universităților, în acest context am transmis către instituțiile de învățământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, o adresă prin care înștiințez de această măsură și le-am solicitat ca până la data de 31 martie, modelul contractului cadru de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, respectiv modelul actului adițional la contractele încheiate cu studenții doctoranți, să fie modificat în așa fel încât să cuprindă și acordul persoanei pentru a-i fi publicată teza. De asemenea, același conținut are și adresa către Academia Română și tot universităților le-am solicitat până pe data de 23 martie. Vă adresăm rugămintea de a posta pe pagina web a instituției pe care dumneavoastră o conduceți informarea cu privire la publicarea tezelor de doctorat cu mențiunea că refuzul argumentat se va înainta la IOSUD până la data de 23 martie. Deci îi așteptăm până la data de 23 martie, după care vom face publice aceste peste 7.000 de teze care se află deja pe platformă. Și cred că am răspuns mai multor întrebări în felul acesta. Domnule deputat Anton, că era să... Evaluatori internaționali, eu cred că este necesar să avem acești evaluatori internaționali și referitor la avizul negativ pe care dumneavoastră susțineți că Ministerul Educației prin Secretarul de Stat de la Cercetare l-a dat, mă voi documenta și voi avea o discuție cu domnul secretar de stat și vă voi da un răspuns, dacă îmi permiteți, după audiere. Domnule deputat Sorin Moldovan, referitor la întrebarea dumneavoastră privind situația în care se află domnul Beuran și anume plasarea sa în arest la domiciliu,
așa cum, cum ați precizat și dumneavoastră, nu este o măsură care să... Dumneavoastră n-ați spus această întrebare doar ca să-l acuzați pe domnul... Nu, asta era, probabil, nu asta era sensul întrebării, bănuiesc. Ceea ce pot să vă spun este că dumnealui era președintele Comisiei pentru Medicină, Comisiei CNAFCU. Imediat ce s-a luat măsura reținerii domnului profesor Beuran, am solicitat secretariatului CNAFCU pentru a nu pune în imposibilitate funcționarea comisiei, să transmită președintelui CNAFCU solicitarea de a prelua președinția comisiei, vicepreședintele, așa cum prevede de altfel cadrul legal. Regulamentul CNAFCU, atenție, regulamentul CNAFCU nu prevede situații de suspendare a președintelui din funcție în astfel de situații, dar repet, am transmis adresa către președinte și aștept un răspuns de la acesta. Avem totuși în vedere, după discuția pe care am realizat-o la Ministerul Educației, avem în vedere și modificarea acestui regulament al NASCU, pentru ca în felul acesta să avem și baza legală în astfel de situații să luăm măsurile așa cum ar trebui. Referitor la... deja v-am răspuns, domnule deputat Alexandrescu, senator, mă iertați. Doamna deputat Șotcan, așa cum ați precizat și dumneavoastră, detașarea în interesul învățământului se poate realiza pentru inspectorii școlari generali, generali adjunți sau directori CCD de către Ministrul Educației. Situația care a fost atunci la Bacău, a acelui domn care și-a depus CV-ul la Ministerul Educației pentru a îndeplini funcția de inspector școlar general adjunct, în CV-ul dumnealui, și dumneavoastră ați fost inspector școlar general și știți lucrul acesta, în CV-ul dumnealui nu era prevăzut și ceea ce dumneavoastră și am aflat și eu public și imediat am luat măsura de a înceta detașarea. E adevărat că dumnealui a ieșit și public și a spus că își dă și demisia, dar luasem deja măsura încetării detașării. În CV-ul, repet, în CV-ul dumnealui nu era scris că a avut și o astfel de măsură care nu-i face cinste. Nu mă puțin, vă rog, este de-a dreptul amuzant. Doamna, Eu nu știam că în CV se trec și condamneze. Păi nu, dar dumneavoastră m-ați întrebat pe ce bază, nu știu, experiența pe care o ai, studiile. Dacă dumneavoastră considerați că este o experiență, o competență, faptul că un profesor a fost condamnat pentru consum de alcool în școală, este pentru mine este uluitor. Și cu asta eu am încheiat. Dacă îmi puteți spune și cum veți proceda pe viitor. Haideți să nu intrăm în polemici. Dar sigur că da, am avut două situații care trebuie privite cu aceeași perspectivă. Un profesor care a suferit deja o condamnare, un profesor care încă nu a suferit o condamnare. Deci, să lăsăm pe doamna ministru să răspundă, vă rog, doamna Șotcan, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna deputat, mă referam la faptul că acest aspect la nivelul conducerii Ministerului Educației nu a fost cunoscut. În momentul în care am luat act de acest lucru, am încetat detașarea, așa cum prevede de altfel legea. Și lucrul acesta s-a întâmplat de-a lungul timpului. Încetarea detașării este atributul ministrului. Mai departe m-ați întrebat dacă sau cum voi proceda pe viitor. Știți foarte bine că ați fost alături de mine în comisiile de concurs. Voi, ați fost când
în 2016, când exista comisia de concurs pentru inspectorul școlar general adjunct. Prin urmare, răspunsul este clar. Profesionalizarea managementului școlar prin concurs. Deja am publicat pe site-ul Ministerului metodologiile de concurs pentru inspectorii școlari general, general adjunct și director CCD. Prin urmare, răspunsul este simplu. Referitor la soldurile universităților, am ajuns la întrebările dumneavoastră, domnule Penescu. Știți că și la audierea trecută am făcut referință la acest lucru și este o măsură pe care o am în vedere și o discuție pe care am avut-o și cu ministrul Finanțelor Publice în acest sens. Este o măsură pe care trebuie să o iau în acord cu ministrul Finanțelor Publice. Referitor la evaluările institutelor de cercetare, da, împreună cu domnul secretar de stat vom face aceste evaluări și de fiecare dată voi face publice rapoartele de evaluare pentru a nu fi transparența, de fapt, că tot vorbeam de transparență mai devreme, pentru a nu fi acuzați că avem ceva de ascuns. Domnișoara deputat Mareș, taxa de echivalare, m-ați întrebat de ce, sau mă rog, ați făcut observația că a picat cu brio tot ceea ce dumneavoastră ați propus în Parlament referitor la eliminarea acestei taxe. Poate că se știa că nu este necesară o lege pentru asta, ci era suficient un ordin de ministru pe care, credeți-mă, l-am dat cu toată deschiderea, pentru că o facem pentru tinerii noștri care trebuie să se întoarcă în țară și să le fie recunoscut meritul pe care îl au. Copiii, tinerii s-au pregătit atât de mult și să vină să fie umiliți, să stea la rând, de aceea mă gândesc la simplificarea procedurilor, să stea și să plătească pentru ce până la urmă, pentru ceea ce ei deja au obținut. Și pe această cale vă mulțumesc că ați venit și mi-ați oferit această posibilitate de a face dreptate tinerilor care se întorc în România. Doamna senator, doamna ministru Andronescu, referitor la metodologie am răspuns. Referitor la numărul de ore, într-adevăr, în 2016 a existat un ordin de ministru și există și astăzi un ordin de ministru care prevedea dispunerea planurilor cadru în gimnaziu. Prin urmare, trebuie să fac această precizare că planurile cadru în 2016 au fost realizate de către specialiști în domeniu, de la Institutul de Științe ale Educației. Prin urmare, în 2016 exista Institutul de Științe ale Educației care a realizat acele planuri. Legea prevede acum o micșorare a numărului de ore și am răspuns mai devreme că Ministerul lucrează împreună cu specialiștii în domeniu la realizarea planurilor cadru de la învățământul primar, gimnazial și liceal pentru a avea o coerență și a nu se mai întâmpla ceea ce există astăzi în sistem. Decontarea navetei. Doamna deputat Iuriș Niții, cum anume vom proceda? Am făcut deja un prim pas, așa cum am precizat mai devreme. Și anume,
am pus în acord prevederile deciziei Curții Constituționale cu privire la decontarea navetei. Spune decizia Curții Constituționale că este neconstituțional pe bază de abonament. De aceea am dat ordonanța de urgență prin care ne-am pus în acord legea 1, articolul 84 cu 3 și cu decizia Curții Constituționale. Acesta a fost primul pas și a fost aici o remarcă la sensul că a fost publicat în Monitorul Oficial cu specificația transport rutier. Trebuie să fac precizarea că în ședința de guvern, Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență în mod corect. Am citit inclusiv pe bandă conținutul acestei ordonanțe. Prin urmare, există acum în Monitorul Oficial și am avut avizul Consiliului Legislativ, există în Monitorul Oficial o precizare referitoare la faptul că este vorba numai de transport, nu transport rutier. Ați făcut referință la faptul că pe site-ul Ministerului Educației, în metodologia pusă, proiectul de metodologie pus în dezbatere publică, există în cei 10 item, da, este prevăzut ca 1,5 puncte să fie pentru trimiterea unui e-mail. Acesta este rolul consultării publice până la urmă. Să îmbunătățim ceea ce considerăm că nu este bine. Dar v-aș evoca un moment din timpul unui concurs la care am fost președinte de comisie, concursul pentru inspector școlar general adjunct, în care o doamnă care candida pentru această funcție nu a putut, ca să spun așa, transmite acel e-mail prin care... Dar vă mulțumesc pentru propunere de îmbunătățire a acestei metodologii și în felul acesta poate găsim că dacă se consideră că este prea mult în punctaj, se poate modifica. De aceea, repet, suntem în consultare publică. Vă mulțumesc că v-ați exprimat sprijinul personal și știți foarte bine că și Ministerul Educației susține orice inițiativă care conduce dincolo de politică, ne conduce la o educație de calitate. Domnule Zisopol, așa cum v-am precizat și când am fost în comisie la dumneavoastră, când ne-am întâlnit cu toți reprezentanții minorităților naționale și ați ridicat și acolo problema subfinanțării competițiilor, este aici prezent și domnul director general, că am văzut că vă uitați la dumnealui de la Direcția Economică. Toată lumea știe că întâi de toate trebuie să avem și acordul dumnealui, dar, repet, nu-mi doresc o subfinanțare, ați auzit, domnule director general, pentru că toate aceste competiții pe care le desfășurăm, le desfășurăm pentru copii. Și ca atare, trebuie să le oferim tot confortul. De aceea, pentru bugetele pe anul acesta la toate competițiile, olimpiadele și competițiile sportive, mă referam și la ele, există o creștere în buget. Domnule Goțiu,
următoarea mea etapă, sau mai bine zis, pe ordinea mea de zi, se află și ierarhizarea și clasificarea universităților. Cândva în 2011-2012 am fost în Ministerul Educației când s-a încercat o astfel de clasificare și ierarhizare și cred că este momentul să reîncepem această etapă. Ce am făcut în acest sens? Până la acest moment am avut discuții în cadrul Ministerului Educației și cu domnul secretar de stat, dar și cu Consiliul Național al Rectorilor în această privință. Vom lua o decizie pe care o vom comunica public. Da, este necesar un program de excelență și este, cred că, cel mai important lucru, având în vedere că foarte mulți tineri pleacă să studieze în străinătate. Aleg să studieze în străinătate în loc să aleagă să studieze în România. De aceea este bine ca și universitățile din România să se ridice la nivelul universităților din străinătate. Dacă participăm sau nu la Pactul Verde, păi cred că răspunsul, întrebarea era retorică. Nu era retorică, era legată de măsuri din perspectiva strategiei de cercetare inovată. Da, vom avea în vedere și acest aspect. Referitor la întrebarea doamnei deputat Șarafatin. Consider că oricare dintre dumneavoastră ați fi reacționat în același mod cum am făcut-o eu atunci. Vorbim despre elevi și despre securitatea lor și suntem datori cu toții să o asigurăm. Scopul vizitei mele în județul Ialomița a fost acela de a determina autoritățile publice locale, în speță primarii, să rezolve problema toaletelor aflate în curtea școlilor. Este, cred, inadmisibil ca în momentul în care Ministerul Educației a alocat bani din buget pentru construirea acestor toalete în incinta școlilor, primarii să nu acceseze banii sau au făcut lucrul acesta într-un mod în care nu au finalizat lucrările. Am constatat cu ocazia acestei vizite, nu numai acolo, ci și în alte localități, că nu am fost numai acolo, am constatat, spuneam, că primăriile au toaletele în interior, dar școlile nu. Dumneavoastră, cum apreciați acest aspect? Care este grija comunității pentru copiii noștri? O parte dintre dumneavoastră, cei prezenți astăzi, ar fost miniștri sau inspector școlar general, așa cum vă spuneam, și sunt convinsă că v-a preocupat în mod deosebit modul în care copilul, când vine la școală, are condițiile necesare pentru a putea învăța, pentru a fi atent la ore și pentru a pleca de la școală cu dezvoltarea unor competențe. Cum anume vă explicați că există și astăzi școli în care copiii sunt ținuți în frig, holurile sunt neîncălzite, aleargă prin noroi până la toalete și mai sunt și descălțați în momentul în care pătrund în incinta școlii?
eu cred că ar trebui cu toții să lăsăm politica dincolo de poarta școlii și să ne preocupe cu adevărat ceea ce se întâmplă în școală. Vedem de-a lungul, vedem la televizor, presa are un rol important și vedem la televizor, spuneam de multe ori, lucruri care nu sunt tocmai, care nu fac cinste școlii românești. Apelative. Întrebarea a fost alta, doamna ministru. Întrebarea a fost alta și dumneavoastră nu faceți politica învățământului. Doamna, și nu avea nicio legătură, doamna învățătoare și copiii, cu toaleta și cu primarul. Dumneavoastră trebuia să mergeți pentru așa ceva la primărie și la domnul primar și nu să pătrundeți în școală, nu să pătrundeți în școală prin forță. Mă rog la a doua întrebare. Dacă tot ați ridicat această problemă, pătrunderea în școală mi-ați ridicat o altă minge la fileu. Și anume, paza în școli. Paza în școli care nu este asigurată, doamna deputat. Și noi în școli nu există infractori. Nu putem să-i facem pe toți colegii și pe profesorii infractori. Doamna Jarapatin, distinși colegi. Da, domnule președinte, trebuia să intervin pentru că răspunsul nu a avut legătură cu întrebarea, domnule președinte. Discutați cu președintele de ședință și vi se va da cuvântul. Cred că până acum am demonstrat tot timpul acest lucru. Mulțumesc. Continuați, vă rog, doamnă ministru. Bun. Referitor la întrebarea din, legată de ordonanța 1 din 2020, în data de 9 ianuarie au încetat detașările din mediul privat. Este adevărat. Am solicitat imediat inspectoratelor școlare să aibă grijă de modul în care reluăm activitatea în școală, având în vedere că 1,53 din posturile din sistemul de educație au fost afectate. Concret, ce măsuri ar fi putut să ia inspectorii școlari generali? Eu aș întreba altfel. De ce au lăsat inspectorii școlari generali să treneze aceste detașări din mediul privat în sistemul public, având în vedere faptul că aveau posibilitatea organizării concursurilor? Dar vă răspund și ce anume ar fi trebuit să facă. Să organizeze cât mai repede concursuri. Ceea ce s-a și întâmplat. În unele județe, inspectorii școlari generali au realizat concursurile și în felul acesta am deblocat situația. Doamna Adriana Spunu, referitor la navetă, am răspuns. V-am spus că ordonanța pe care Guvernul României a dat-o pune în acord decizia Curții Constituționale cu prevederile articolului 84.3 din Legea Educației Naționale. Și am ajuns la domnul președinte Liviu Pop. Aștept cele 60 de întrebări, voi răspunde la ele și data viitoare, dacă dumneavoastră considerați este necesar să răspund la încă 60 de întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna ministru. Da, vă rog, am promis că dau cuvântul oricui vrea să intervină. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, doamna senator Andronescu, domnul deputat Moldovan și nu știu dacă doamna Șotra sau doamna Serafatin doresc să mai ia cuvântul. Da. Deci, doamna senator Andronescu, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doamna ministru, în spiritul adevărului pe care l-am invocat mai devreme, metodologia din luna aprilie n-a fost refuzată de Aracis, dar Aracisul a cerut ca evaluarea calității de cercetători științifici, opera lor științifică și a infrastructura de cercetare să fie evaluate de CNATCU. Eu continui să consider că trebuie să ne îndepărtăm de modalitățile care astăzi sunt implementate și în ceea ce privește evaluarea în preuniversitar și în ceea ce privește evaluarea în superior. Dacă evaluăm numai formal metodologii, etc., proceduri, etc., vom merge în continuare la fel,
dacă încercăm să ne concentrăm puțin și pe conținut, eu cred că este altceva și asta ar trebui să facem în acest moment. Nu cred că poți să elaborezi o teză sau poți să ai certitudinea că o teză de doctorat are conținut științific dacă cel care conduce lucrarea respectivă n-are operă științifică sau nu există o infrastructură pentru disciplinele experimentale, în mod special dacă nu există o infrastructură necesară dezvoltării și abordării activităților de cercetare. Am vrut să fac această precizare ca să nu rămână că Aracisu a respins metodologia care era proastă. Vă mulțumesc! Eu nu am făcut aprecieri, doamna ministru, referitor la dacă metodologia era bună sau nu. Eu vă spun doar faptul și anume că Aracisul mi-a transmis că acea metodologie ei nu o pot pune în practică. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să evaluăm și procesul. Exact cum este și în preuniversitar, se merge și Aracipul și Aracisul, merg și controlează de fapt ce? Haideți să controleze și procesul. Calitatea, că de aceea se cheamă de calitate. Da, mulțumesc. Erau completări de la doamna deputat Iurisniții și de la domnul președinte Liviu Marian Popă, înțeleg. Și da. După care poate ne pregătim de exercitarea votului. Poftiți? Era vorba de strategia pentru educație pentru sănătate, care conține evident și această componentă educație pentru sănătate sexuală. Și am dat cifre, sunt 7% dintre copiii din România care au acces la acest tip de educație, 10% la educație pentru sănătate și conform legii 1, până la 31 decembrie trebuia finalizată această strategie. Pentru anul viitor școlar trebuia să intre în planurile cadru și ce ne puteți spune despre posibilitatea de a face un progres pe tema asta, educație pentru sănătate în școli, pentru că statistici avem sunt absolut îngrijorătoare. Mulțumesc! Da, mulțumesc domnul senator Liviu Marian Pop. Pot răspunde, domnule președinte? Da, domnul ministru. Având în vedere că suntem în plin proces de realizare a planurilor cadru și a programelor, în felul acesta putem armoniza și această prevedere din legea 1 și putem realiza împreună și strategia pentru educație, pentru sănătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte Foc. Doamne, să nu mi-a zis mai întrebat de colegii dumneavoastră. Am înțeles, refuzați răspunsul fiind doamna deputatul candidat. Colegii noastre în organizația PNL București conduceți un sector din București. Luni, săptămâna viitoare, votează ca să știu și eu cum să votez astăzi. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă știam că întrebați asta... Vreau să răspund. Doamna deputată la locatul domnul Sorin Moldovan. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să o rog pe doamna ministru, pentru că am văzut că aici o colegă de comisie, doamna Șarapatin, a spus că nu e importantă siguranța școlii și că nu avem infractori în școli. Eu cred că este din contră, cred că este importantă siguranța copiilor în școli și trebuie ca ministerul să se aplice asupra acestui lucru. A spus că nu e importantă, Atunci când e importantă, la fel cum cred că promovați din ce am înțeles din intervenția noastră și violența verbală. Nu este ok să aveți astfel de poziții. Doamna Turcan. Mulțumesc, domnule președinte de comisie. Mă simt provocată să intervin pentru că există o nedumerire legată de votul meu și aș vrea să spun de această nedumerire. Astăzi am votat pentru la avizul propus pentru Ministrul Tineretului și Sportului și de asemenea voi vota pentru un aviz favorabil pentru doamna Ministru al Educației Monica Anisie, pentru că acest vot apreciază ceea ce s-a întâmplat în cele două ministere în ultimele 3 luni, mai mult decât în ultimii 3 ani de zile și de asemenea pentru că știu ceea ce se va întâmpla, mai ales într-un mandat pe termen lung, în aceste două instituții, dacă vor fi conduse de colegii mei. În privința votului din plen,
la plen voi participa, însă nu voi vota, tocmai pentru că am declarat că acest Parlament nu mai reflectă voința oamenilor, că acest Parlament trebuie să intre în procedura de dizolvare și Constituția prevede o unică procedură de dizolvare a Parlamentului și anume respingerea a două guverne în plenul celor două camere. Noi ne dorim alegeri anticipate și ca atare nu vom participa la un vot pentru învestirea următoarelor două cabinete pentru că ne dorim aceste alegeri. Vă mulțumesc pentru precizări. Ne-am încălcat în exact două ore. Supun votului dumneavoastră avizul pozitiv pentru candidatul la funcția de ministru al educației și cercetării. Cine este pentru aviz pozitiv? Mulțumesc, abțineri. Repetați numărul voturilor pentru. 14 voturi pentru. Abțineri. O singură abținere. Votul împotriva. Voturi împotriva, 14 pentru 13 voturi împotriva, da? 13 sau 15? Secretariatul tehnic. Deschideți microfonul, vă rog, secretariatul tehnic și repetați rezultatul votului. 14 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și abținere. Bun. Vă mulțumesc pentru participare și pentru un exercițiu bun în interesul educației. Mulțumim.